Hai da, bună seara și bine ați revenit la Starea Lunației. Asta emisiunea noastră de seară, cum ar veni. Sper că vă placă decorul nostru pe care l-am ciordit, tabarles congresul sap-sarap, cum ar veni. Puh, l-am făcut în această vară. Mă scuzați, m-am uitat la televizor prea mult zilele astea și s-a luat și la mine. Gata. Hai noroc, dragilor! Ia o zici ce zice ăsta la emisiune seara asta, cât timp eu reușesc să mă iau portofelele. După ce se dă ăsta mare că el a muncit în concediu și că a plâns după el până și Mădălina Ghenea, aur de mâncață și ce bucată Mădălina asta. Mădălina, spune drept, cine te-a mușcat de... Trecem la subiecte cu adevărat serioase, cum ar fi moartea lui regele nostru Florin Cioabă. Un eveniment de fericit care sperăm să nu-l împiedice pe om să voteze pe la următoarele alegeri. Apoi, după ce ne vom convinge că Vadim nu și-a luat pastilele cap de mult, o să vedem de ce s-a rupt coabitarea, deci cum i-a dat Băsescu lui Ponta la bună, iar asta Micu a răspuns dându-i președintelui la blondă. Și dacă tot e concediu și nu ne vedem în cațaș, o să facem o dezvăluire de dezvăluire dezvăluirilor. Unde își petrece Crin Antonescu concediu și mai ales de ce? Plus bonus de la mine, că-s băiat bun și cu bun simț, cum au reacționat Oana Zăvoranu și Andreea Marin când au aflat că a murit regele Cioabă. Our day! Hai, tetrales, baftalo de lău de lău, v-am pupat pe portofele, rămâneți cu românul ăsta din liu. Sau, Howard, cum era textul, așezați-vă confortabil, urmează Starea Nației cu Pătraru. M-a certat lumea că mi-am luat un concediu cam lung. Asta am lăsat eu să se înțeleagă, că sunt în concediu. De fapt, n-am fost în concediu, nu. No. Am muncit, bă, pentru emisiune, pentru postul ăsta. Pentru noi să avem audiență, să ne fie bine ca să nu ne fie rău. E toată lumea prezentă, da? Că începem. Haideți, mai aproape, că trebuie să vă dau un raport de activitate, cum se face în unitățile serioase, da? Vă mai amintiți compunerile acelea pe care trebuia să le scriem în copilărie, în prima săptămână de școală? Ce frumos a fost în vacanța mare, a? Și era frumos, ăsta e adevărul, că nu ți ajungea un caiet să înșiri tot ce ai comis în timpul verii. Dar ia să vină acum învățătoarea și să le ceară copiilor o compunere despre vacanța mare. Hmm? Răspunsul celor mici ar fi cam așa. Aoleu, profa, deci noi nu suntem prieteni pe Facebook? Nu-mi vine să cred. Păpușa, trimite tu un friend request că am pus pe Facebook tot ce am făcut în vacanță, iei de acolo ce-ți trebuie, da? Pup! Spuneam așadar că am muncit în vacanță. Printre altele, m-am dat cu iahtul împreună cu Traian Băsescu. Da, eram și eu acolo. Cum nu m-ați văzut? Hai mă, nu m-ați văzut în poze. Au fost imaginile pe toate posturile, în toată presa. Uite acolo în spate, vedeți o mână? Eu eram. Uite, uite. După ce m-am bălăcit cu Băse ca niște delfini, am fost și la Miami, împreună cu familia Ponta și, desigur, cu bona familiei Ponta. Da, frumos. Așa ceva mai rar. Iar de la Miami am chiar o dovadă video. Practic, am dat tonul distracției. Păcat că n-am reușit să găsesc șaurmeria lui Cristi Borcea, să mănânc și eu ceva tradițional din partea locului. Dar dacă tot am fost în state, am acceptat și invitația lui Obama. Nu puteam să-l refuz pe om. I-am făcut o vizită la biroul Oval, dar dânsul nu știe. De fapt, nu știe nimeni, nici măcar serviciile lor secrete nu știe. Și nici n-am stat, că avea treabă omul, doar m-am tras într-o poză cu dânsul. Uite-l, tocmai comanda niște pizze la telefon. Ultima parte a vacanței am petrecut-o împreună cu domnul Crin Antonescu. Am, desigur, și dovada. Frumos, nu? Păi,
dacă tot am ceva timp liber, am zis să mă pun bine cu viitorul președinte al României, nu? Și apropo de vacanța asta cam lungă, am tot primit semnale de la telespectatori, unele dintre ele foarte emoționante, cum ar fi ăsta. Bă, stai în vacanță că stai bine, nu ne interesează emisiunea ta de... Mi-au dat lacrimile, vă bune. Însă cea mai tare fază a fost alta. Mi s-a transmis pe diverse canale că însăși Mădălina Ghenea, iubita lui Gerard Butler, a întrebat unde am dispărut. Da, mă, serios. Știți că vara asta l-au filmat niște turiști pe Butler ăsta, pe Spartanul Butler, pe eroul de la Termopile, plimbându-se singur prin Carpați. Oh my god, Gerard Butler? Hi. Hi. How are you? Good, how are you? Can I take a picture of you? No, because I'm not really supposed to be here. Why not? Oh, it's a long story. Long story, da. Asta să-i o spui lui De Niro, Gerarde, sau lui Al Pacino. Ei bine, adevărul e că omul era nervos pe Mădălina, care suferea din cauza că starea nației a luat o mică pauză. Mă rog, biata fată credea că nu mă mai întorc. Se mai întoarce? Sper să se mai întoarcă. Gata, Mădălina, m-am întors, nu mai plânge. Don't cry for me. A, stați că am avut o revelație acum, că tot vorbeam noi de pozele cu Băsescu la bustul gol. Voi credeți că acele imagini reprezintă o întâmplare? Nu, nici vorbă. E vorba de o modă, mă. A vrut să se înscrie și el în cercul marilor oameni de stat, dictatori și licurici, care au apărut în diverse medii fără textile pe ei. Păi avem așa, Obama, Putin, din nou Putin. Bine, haideți să-l băgăm și pe Sarkozy la mari oameni de stat, deși înălțimea nu-l recomandă. Frau Merkel. Desigur, în șirul ăsta putem să-l strecurăm și pe Emil Boc cu celebra poză de la sală, dar mai bine sărim direct la șeful guvernelor Boc și anume la Traian Băsescu. Ce ziceți, e clar? Este. Și dacă tot v-ați apucat de scamatorii de-astea, domnul Băsescu, uitați aici și un sfat. Ieșiți repede și în maiou, adică în maieu, Mircea Badea o să vă adore. Garantat. Iar dacă vă puneți și ochelari cu o singură lentilă, că oricum țineți un ochi mai mult închis, vă va iubi și Antena 3. Toată. Șaraș. E clar că sunt rău, sar la gâtul tău ca un derbedeu. Să fim și noi doi băieți de-a răi, să-i bag lucru de-a-n cont, doar bani doi-a noi. Lucrurile sunt puțin complicate. Aveți și voi ceva cu noi, tu sau tu? O să te șantajez până o să cazi cu liftul. Și după aia vreau să stăm de vorbă. Toți suntem atâția secu, poate iese și de ciorbă. În primul rând vă zic că-s neprihănit. Eu n-am șantajat pe nimeni, poate doar am investit. Cine o să te apere? Eu o să te apăr, frățioare! Mă las să vorbesc. Mihai Gândea o să te apere! Oh. Am vorbit eu cu el, dar... Ce belea ăștia de la antenă, au început să strice apele mea. Și Gândea ăsta s-a stricat, s-a băgat cu Badea. Și Tacu a fost mai deștept că și-a luat ieri Valea. Nu înțeleg ce vor să facă ei cu banii. Și chiar nu mi se pare funny să fac lângă Gigi Nani. Lumea șantajează fără sens și fără cap. Pentru mine nu contează, nu vreau să mă dau în fapt. Alții îmi dau sfaturi, vor să fac ca ei de fapt. Mai bine strâng antenele și plec și plec și plec pe ritm accelerat. Șantaj, șantaj, șantaj. Nu fi mai, nu fi brutală. Te rog frumos, lasă-mă să vorbesc. Cum spuneam la început, au fost pline televiziunile cu povestea pastorului Florin Cioabă de la Sibiu.
Mulți neaveniți care acum câțiva ani ar fi fost în stare să se pună în fruntea unui pogrom îndreptat împotriva țiganilor, au ținut zilele astea să apară la televizor și să-și exprime compasiunea față de familie, condoleanțe una alta. Mulți, mai ales din afara etniei, au ținut o langa zi de vară până în seară, cu regele în sus, regele în jos. Asta poate și pentru că i-au văzut pe alții ceva mai bine plasați în stat, tratându-l așa pe Florin Cioabă. Salutări PNCCD, salutări Blocul Național al Revoluționarilor, salutări Partidei Romilor, salutări tuturor românilor! Au fost și alții, cum ar fi Mădălin Voicu, care a spus că nu era vorba despre niciun rege, ci despre un reprezentant foarte inimos al romilor, dar vocea asta lucidă s-a pierdut undeva prin grămada de bocitoare care doresc și acum înmormântare regală în România. Mai era puțin și până chiar și fiul răposatului nega că îl bătrân ar fi avut ceva sânge regal. Ne cer banii și toate tarifele s-au făcut de 10 ori mai mari. Suma aceea este doar pentru că pacientul este regele romilor, mă înțelegeți? Suntem aici pe mâna oamenilor și ne șantajează într-una. De fapt, asta a fost problema ultimelor două zile. Cine plătește? Turcu, în ciuda zicalei, s-a eschivat. Căci că să plătească familia, mă. E drept, era vorba de o sumă măricică, prima dată. Familia însă, nici gând. Ce să mai plătească ei dacă tot n-a reușit operația? Oricum, Dorin Cioabă plecase de la început de la gândul că de starea de sănătate a tatălui său trebuie să se ocupe statul român. Doar e rege ăla, nu? Vreți să cereți sprijinul autorităților astfel încât tatăl dumneavoastră să fie transferat cu un elicopter smurd în țară? Statul român să ne dea un pic de sprijin, mai ales că toată lumea este înnebunită pentru că nu știe ce s-a întâmplat cu regele. Foarte multă lume vrea să vină în Turcia, unii n-au pașapoarte, unii n-au cu ce să vină. În fine, Ponta a zis că nu plătește nimic, Corlățean a zis că nu plătește nimic, s-a inflamat toată țara, cu excepția familiei Băsescu, desigur, la ideea de a plăti 350.000 de dolari pentru cineva care ignoră legile și nu-și face asigurare de călătorie, pentru că e un soi de maestate. Astfel încât, până la urmă, familia a dat-o la întors, cum că nici măcar n-ar fi cerut bani de la guvern, pentru că ei are bani și că de fapt nici nu costă atât, ci mai puțin, bla bla bla, în linii mari, dacă am fost o țigănie, dar sper că s-a terminat. Și așa sunt destule resentimente ale populației majoritare față de minoritatea romă și nu cred că mai era nevoie de un fiu semitembel să pună paie peste foc, făcându-și de râs tatăl și etnia cu o cerșeală obraznică, în timp ce ei cheltuie sute de mii de euro sfidători cu nunți, botezuri și alte paranghelii. Din povestea asta, tristă, cum am mai spus, mai rămâne însă o pildă. În dita mai Republica, președintele țării cultivă reși de operetă și falși prinți înnobilați de un tribunal din Alexandria doar pentru a face de râs adevărata casă regală. Mișcarea nici nu-i nouă, e de pe vremea lui Iliescu, dar parcă din cauza voturilor și a banilor, pe vremea lui ăsta de acum a ajuns mai strigătoare. Păi, eu chiar mă întreb, domnul Băsescu, se poate, domne, să mă unge și pe mine maestate? Băi, ia vină, mă, Radule, mă, ia fă-mă, mă, și pe mine rege, mă, că... Gata, uite, aș vrea și eu, mă, să... Ia, pune... Așa, mă. Vreau și eu să fiu rege, mă. Dacă se poate, fără portofoliu, da? Ia, păi așa. Păi nu, domnul Băsescu, ați mai fericit dumneavoastră regea asfaltului, împărația imobiliarelor și alte alea. Dar pe mine, domnule Băsescu, să mă faceți doar atât. Rege internațional. După aia sunt sigur că mă pot închiria doritorii, eu mai fac și un ban. O săptămână ca rege al biscuiților, alta ca rege internațional, al sâmbrei oilor. Ce are nevoie lumea? Eu mă prezint. Și să știți că nu sunt nerecunoscător, eu-s băia cu bucă. Mai ales că știu rețeta. O salbă mică pentru doamna,
niște voturi pentru aia mică și drepturi litigioase pe terenuri cât în cape pentru prietenii lui Matale. Hai să trăiești, că ne înțelegem noi! Personal, atenție să se noteze, personal, adică eu, Dragoș Pătraru, consider că moartea unui domn care s-a autoproclamat rege nu e o știre care să ocupe spațiul public mai mult de un minut. Dar nu televiziunile au transformat moartea cetățeanului Cioabă în știre. De fapt și televiziunile, am vrut să spun, nu doar televiziunile au făcut circul ăsta. Trebuie să recunoaștem că televiziunile au un merit deosebit în transformarea știrilor într-un spectacol ieftin. Și apoi am văzut pe net zilele astea tot felul de fandosiți care spun că nu se poate, domne, ce face RTV, că discută de Cioabă toată ziua. Corect, sunt de acord. Dar ia să vedem noi ce se întâmpla în timpul ăsta la celelalte televiziuni. Antena 3 se mândrește că e singura televiziune de știri care are atenție trimis special în Turcia la spital. Ana, ești singurul reporter al unei televiziuni de știri prezent acolo. La B1 s-a făcut frumos. Ecran negru, lumânare, a murit regele, să fie spectacol. Apoi Băsescu, îl știți, președintele. Ăsta mic îl sună pe ministrul Radu Stroie. Păi dacă președintele sună un ministru pentru a se interesa de repatrierea unei persoane, asta e știre oricum ai da-o și merită o dezbatere serioasă. Mai ales când președintele e înconjurat de tot felul de băieți aroganți care acuză presa că minte, dar recunosc apoi că președintele a făcut chiar ce spusese presa. Mă rog, nu mai insist, e o țigăneală de la un cap la altul. De multe ori sunt sigur că ne merităm soarta. Și dacă nu sunteți convinși, Răzvan Anghelescu i-a întrebat pe oameni dacă n-ar fi mai bine ca regele Mihai să fie și regele romilor în locul lui Cioabă. Vax populi. Regele romilor să fie regele Mihai în locul lui Cioabă. Vi se pare o idee bună? Da, să fie, da, să fie dânsul. Să fie Mihai. Da, Mihai. De ce spuneți asta? Să ai un bani bun. Am înțeles. Și i-ar ajuta și pe rom să aibă o imagine mai bună? Da, să fie puteri să rămâi. Bună, vi se pare o idee bună? Sunt. Sunteți de acord? Da. De ce? Că e român. Aveți o părere bună despre regele Mihai, nu? Da, e român. Nu poate să-i ajute. Nu poate să-i ajute. Nu cred că se poate face așa ceva. De ce nu-i ajută? Nu știu dacă are concepția, dar merge în premiza faptului că s-ar putea înrodi ceva. Cât ar trebui să stea regele Mihai, patronul romilor? Pe cât a stat și regele Cioabă. 13 ani. Da. Vi se pare o idee bună? Pe mine n-ar fi idee. Fiecare să stea pe hărâcea lui. Adică? Țigane să aibă regea lor. Spuneți că regele Mihai s-ar descurca bine ca rege al romilor? Da, s-ar putea să vie niște treburi bune. Să vie, dar nu cred că o să ducă mult vreme. De ce? Pentru că ei nu sunt păcați cu muncă. Cu Lucioabă. Care o cheamă Ana. Cum o cheamă? Are Ana. Am înțeles. Dacă i-a muzit, e bătrân. Am bătrânit. Ce părere aveți despre? A fost un rege bun pentru România? A fost un bun om, bun de tară și el va rămâne mereu de România. Bă, el facă de România mereu. Desigur, din ciorba asta cu Cioabă, nu putea lipsi Vadim Tudor. Un om care delirează cu ușurință despre orice subiect e bun la o televiziune, că nu știi, bă, când nu găsești imagini și trebuie să ilustrezi cu ceva care să facă lumea să se amuze. Așa îi domnul Tribun, iar a scăpat hățurile, când prin studiourile noastre, când prin alte părți pe unde am trimis echipă să-l filmeze. Ia uite. Ieri eram în Brașov. Unde sunt și acum? Eu sunt la Brandea, altfel acum. E ziua sorei mele, vezi, una caldă, una rece, unul naște, altul moare, cum spune folclorul. Și eram ieri cu copiii mei la o masă în Brașov și vine o domnișoară la mine și spune: pot să fac o fotografie cu dumneavoastră, domnul președinte? Zic, sigur, cu plăcere. Și spune ceva neverosimil. Spune că a filmat cu telefonul mobil pe tâmpa
trei formațiuni strani cerești. Și i-am zis, v-am auzit o moarte importantă, v-am auzit un eveniment deosebit. Pentru că în iulie 97, fiind la Eforie Nord, tot așa am văzut și eu câteva formațiuni luminoase foarte bizare și în noaptea aceea deputatul meu, Toma Năstase, a făcut infarct, a căzut secerat și a murit. Cine știe ce semne ne dă cerul când se prăbușesc astfel de opași falnici? Ați priceput, da? Deci mai nou, distinsul este cititor în luminițe, mă. Vede o formațiune luminoasă pe cer, niște licuriși prin iarbă și gata. Îți spune ce-ți rezervă viitorul. E bine de știut, pentru că la anul, când n-o să-l mai aleagă nimeni în Parlamentul European, o să poată trăi bine din preziceri din astea. Și la cum se dă acum, frate, cu țiganii, poate-i găsesc ăștia și un nume de scenă mai potrivit, gen Tribunul Vadim, adevăratul urmaș al tatălui Omida, singurul ghicitor autorizat în formațiuni luminoase, lumina lumânărilor și lanterne. Dar n-a fost singura mostră de delir de calitate. La un moment dat a ajuns să-l compare pe Cioabă cu diversi înaintași celebri. E o moarte importantă a unui lider important, un tată spiritual și creștin al fraților noștri țigani. Uite cum a făcut Dumnezeu ca la 3 zile după moartea lui Brâncoveanu în Turcia. Să moară tot în Turcia, tot un creștin de la noi din țară, Florin Cioabă. Brâncoveanu a fost decapitat în 15 august 1714 și iată că acum în 18 august moare un slujitor al Domnului de o reală anvergură. Hai mă, pe bune! Cioabă și Brâncoveanu sunt egali? Bă, m-am supărat, pe cuvânt. Nu se poate, mă, nu se poate. Plec și eu o lună în concediu și nu e nimeni să-i dea pastilele domnului Vadim înainte să intre în emisie. Sunteți răi. A fost adine ori unul aici care a cerut niște pastile de dormit și a dispărut fără să plătească. Nici o minune nu rezistă, domnule, în țara asta la infinit. Când ne gândeam și noi chipurile că o să funcționeze coabitarea aia până când putem să-i spunem lui Băsescu te pup, papa, na, 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 mă rog, iete că se iau ăștia la sfadă, de nu cred că îi mai împacă nimeni. Băsescu a redevenit 100% Băsescu, adică un individ care folosește minciuna. Nu s-a rupt coabitarea când a dat Băsescu cu privatizarea CFR de pământ, nu s-a rupt când l-a trimis pe Dragnea în judecată, dar s-a rupt de la concediul lui Ponta și deplasările președintelui. A mers cu elicopterul din banii guvernului. Eu am mers în vacanță din banii mei. Eu credeam că a mers cu elicopterul din banii românilor, nu din banii guvernului. Da, nu. Guvernul care strânge de la români. În sensul că nu din buzunarul domniei sale. Da. Da, mă rog, sigur, e președinte, are dreptul la așa ceva, nu contest acest lucru. Nu înțeleg la ce folosește campania electorală. Dacă eu cred că e legitim să asigurăm din fonduri publice deplasarea președintelui țării, indiferent cum îl cheamă. Acum, din păcate, îl cheamă Băsescu. Cum îl va chema? E normal lucrul ăsta. Se întâmplă în toate țările ca președintele țării să aibă un anumit regim și de deplasare. Dar să-i plătim campania electorală pentru doamna Udrea? Sigur că mi se pare complet anormal. Păi, dacă nu, cumva și ilegal. Bine, despre Elena Udrea a vorbit premierul mai mult aseară și, deși zicea că e calm, se cam enervase așa pe fosta doamnă Cocoș. La deși e așa, ceata lui Pițigoi, dar într-unul strigă doi. Nu pot decât să apreciez această echipă indestructibilă. De aceea nu sunt nervos și sunt chiar foarte optimist. Sunt convins că n-au nicio șansă și că trăiesc într-o lume a lor. Și ca să ne arate că nu glumește, că el chiar s-a săturat de coabitarea asta care numai belele i-a adus în partid, Victor Ponta a dat tare acolo unde e greu marinarului. Domnul Băsescu provine tot din structurile securității și se gândește că la un moment dat poate o să-i luăm pensia și lui. Bă, și când te gândești că totul a început când Băsescu s-a luat de concediul lui Ponta și de faptul că ăsta și-a luat cu el la Miami bona filipineză. Acum nu-mi puteți cere să caut pe premier că are o problemă de legalitate. Mă gândeam de dragul poate cu Bona, da, și Bona e tot la Miami, așa că... Vezi, Nea Traiane, dacă te ia gura pe dinainte, dai în Bona, să iei la blondă, gogule, că așa e în coabitare. Și să mai zici că nu e dracu chiar atât de negru. E sigur că nu e negru.
E blond. Crin Antonescu e mai rău chiar decât mine. Adică eu am stat o lună în concediu, am venit și m-am apucat de treabă. El nu, frate. El a venit, a făcut o conferință de presă, apoi s-a cărat din nou în concediu. Știe cineva unde a plecat domnul Antonescu? Eu am aflat în exclusivitate pentru voi unde se află viitorul, Doamne ferește, președinte al României. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. Da, doamnelor și domnilor, domnul Antonescu este în Danemarca, unde își fac de cap creaturi fioroase care au prostul obicei să te muște de unde e greu voinicului. De ce a preferat domnul Antonescu această destinație? Păi peștii te mușcă și ei, dacă au, de ce să te muște, nu? Dacă n-au, n-au. Te lasă în pace să te bucuri de vacanță. Cât timp eu am fost în vacanță, primarul Radu Mazăre a fost la serviciu, săracul. Chiar acum puteți urmări câteva imagini cu primarul Constanței muncind pentru binele cetățenilor. Da, domnul Mazăre este workaholic, omul muncește tot timpul, mă. Câteodată, foarte rar ce-i drept, munca îl învinge. De ce ești de silențiu, stampa? De ce nu vrei să vorbești cu noi? Sincer, o să fiu, nu te-a văzut niciodată așa. Tăcut! Cât să muncească, mă, și omul fără întrerupere, nu? E și el om, nu animal. Nu, animale sunt băieții ăia care îl păzesc și care i-au aplicat o corecție fotbalistului Hamza Younes de la Petrolul, care a avut nesimțirea să deranjeze spațiul acvatic al primarului Mazăre, spațiu compus din Marea Neagră. Nu toată, doar țărmul românesc. Hamza a primit una bucată pumn în ochiul drept. Marele noroc al fotbalistului a fost că nu-i creștin. Că dacă era creștin, trebuia să întoarcă și celălalt obraz. Deci ar fi arătat cam așa. Acum, serios vorbind, dacă am fi trăit într-o țară normală, Mazăre ar fi avut un dosar penal pentru că și-a făcut singur dreptate. Cazul Hamza este asemănător cu cel în care Becali a sechestrat pe ăia de-i furaseră mașina. Diferența ar fi că Becali era deja monitorizat de procurori, deci ăștia au avut toate probele fără să facă nimic, ca așa să fac dosare în România. Desigur, vei spune că e greu să demonstreze cineva că Mazăre i-a trimis pe băieții ăia să-i umple ochiul fotbalistului. Eu cred că el i-a trimis să-i dea omului o apă plată și o invitație la club, iar ei au înțeles greșit. Oricum, bărbat adevărat Mazăre ăsta, a remarcat și Rică Răducan. Ăsta de la Petrolul, Hamza, la... Exact. Ce a făcut? A fost luat la bătaie la ordinul lui Radu Mazăre, spune el. E, pă, drecu. E, Radu e un etre, e un danotru. Dar face și rele, dar cine să le-a? Băieții lui, că el nu face de asta. Nu el personal. Din ce spune... Păi n-are cum, că cred că îl bătea la Hamza. Păi cu fizicul ăsta primarul nu rezolvă. Iată și noua costumație a lui Radu Mazăre pentru următorul carnaval. I se potrivește de minune, nu? Să nu credeți că doar politicienii încearcă să profite de moartea regelui Cioabă. Și în lumea mondenă e agitație mare. Prima care a reacționat a fost, evident, Oana Zăvoranu, care însă a ales să râdă cu lacrimi și să danseze pe mese de bucurie. O știm pe Oana, nu trebuie să ne mirăm că reacționează astfel la mormântări, însă de data asta are și un motiv. N-a râs chiar ca, ne scuzați, proasta întârcă a murit regele. Nu. Diva râde de pirandele din suita regală, făcătoare de minuni, care n-au fost în stare să-l vindece pe Cioabă cu puterea minții,
dar și a plantelor care se fierb în astfel de situații neplăcute. Să nu cazi în mreaja vrăjitoarelor. Dacă noi bine credem în Dumnezeu, dar într-o vrăjitoare din aia care îți ia și bikini din fund. Ea vrea să râde, să plângă cu lacrimi. Așa e ea. Așa sunt neamul lor. Ei sunt țigani asimilați, care nu vor să înțeleagă de noi și aia, că dacă nu înțeleg de noi, noi nu putem să umblăm cu covrigul sau cu cârnatul la gura lor. Acum, faptul că în ziua de azi nu mai funcționează nici măcar magia albă, nu cred că e o veste bună pentru Oana, care în condițiile astea nu pare că mai are vreo șansă de vindecare. După cum știm, cu pastile și cu psihologi a încercat deja și, din păcate, n-a mers. O să ordon la toată lumea din romii noștri ca să aibă grijă de ea. Super, doamnă, cu tine! No, super, Oana. Doamnă! Oana! Dumnezeu nu doarme! O cu totul altă atitudine a avut Andreea Marin, care a încercat să-l ajute pe regele romilor. Zâna n-a râs cu lacrimi, așa cum a făcut Oana, ci a pus mâna pe telefon și a vorbit cu medicii din Turcia ca să-l ajute pe cioabă. Nu știu ce le-a spus, cert e că acum familia regală trebuie să plătească o grămadă de bani la spitalul de elită recomandat de Andreea. Așa cum o știm pe Zână, cred că acum se simte vinovată. E clar că în curând va organiza un teledon național ca să ajutăm familia regală să achite nota de plată, că doar nu o să-i punem în situația neplăcută să amaneteze coroana. E o mare responsabilitate, nu-mi pot permite să fac gafe. Așa că pregătiți-vă să dați SMS-uri și să adoptați niște copii abandonați din Turcia ca să reușim să ne aducem regele înapoi. Asta a fost, dragilor. În caz că ați uitat lecția, ne găsiți pe Facebook, la pagina Starea Nației. Ne puteți da acolo sugestii pentru subiectele pe care le vreți dezbătute în emisiune, așa cum s-a întâmplat și pentru ediția de astăzi. Ne vedem mâine, rămâneți cu știrile. Noapte bună! Paharnice, dă-mă ceva de băut! Hai da, bună seara și bine ați... Stai, nu mă las să repet! Să n-am văzut așa ceva. Sper că... Nu, sper să. Bă, m-ai pierdut? Aici sunt Radu. Președintele cultivă reși de operetă și falși prinți? Falși prinți? Ați mai fericit dumneavoastră, regea-i asfaltului, împărația-i nu merge prompterul, așa. Hai să trăiești, că ne înțelegem noi. Băsescu. Îl știți, președintele. Ăsta mic îl sună pe ministru Radu Stroi. Radu. Plec în vacanță o lună și nu stă nimeni să-i dea domnului tribun pastilele înainte să intre în emisie. Ceva mă vorbești peste mine? Spațiu compus din Marea Neagră. Nu toată, doar țel mult. Ne vedem mâine. Rămâneți cu știrile. Noapte bună! A, trebuie să și plec, nu?